mă bucur că sunt prima care vorbește, pentru că aleg să presupun că sunteți odihniți și receptivi la ceea ce vă voi povesti. Astăzi mi-am propus să vorbim puțin despre brandul personal versus brandul de produs și ce putem învăța noi de la marile branduri comerciale ca să ne putem promova mai bine. Însă, înainte de a începe, aș vrea să vă întreb dacă știți ce înseamnă să ai un brand personal. Nimeni? Te rog. Ar putea fi un obiect sau o imagine pe care ți-o construiești și care te caracterizează. De exemplu, eu am ochelari și lumea mă reține mai ușor datorită acestui fapt. E oarecum un brand personal sau o atitudine poate să fie. Dacă zic pac, pac, așa, toată lumea se va gândi la Gigi Becali. Sau sunt mici gesturi sau care caracterizează o persoană. Am înțeles. Mulțumesc. Altcineva are altă idee? A avea brand personal înseamnă a fi poziționat pe piață ca furnizor de un anumit serviciu, de un anumit produs, iar lumea când cumpără acel serviciu sau produs știe că tu ești acel furnizor strict pe acea produs. Am înțeles, mulțumesc. Deci, cu alte cuvinte, a avea un brand personal, un brand în general, înseamnă percepția pe care o au ceilalți despre tine și locul pe care îl ocupi tu în mintea lor, asocierea pe care o fac ei imediat cu tine. Acum aproape două decenii, o mare personalitate din business, Tom Peters, a scris un articol care se numea Me PLC, care s-ar putea traduce prin Eu SRL. Atunci, el a emis o idee care a fost percepută ca foarte revoluționară în acea perioadă și anume să încetăm să ne mai gândim la noi ca la angajați, manageri, muncitori, ci să ne vedem ca pe directori generali ai propriei noastre companii. El ne-a spus să ne inspirăm de la marile branduri, să ne punem trei întrebări. 1. Prin ce mă diferențiez eu? Dar ce mă face pe mine diferit? 2. Aș putea să-mi formulez promisiunea mea în 15 cuvinte și aceasta să fie memorabilă? Și pot eu să îmi și respect această promisiune pe care o formulez? Și 3. Clienții mei îmi sunt fideli și cum fac eu ca să îi țin aproape? Toate bune și frumoase. Sigur, avem foarte multe de învățat de la brandurile comerciale, dar eu am găsit și trei aspecte unde cred că nu este foarte realist să ne comparăm cu brandurile comerciale. Unul ar fi, breaking news, că noi suntem oameni, iar brandurile comerciale sunt produse. Asta înseamnă că o armată de specialiști, marketeri, researcheri, ingineri, psihologi și așa mai departe, au libertatea să creeze un produs de la zero. Deci să facă tot ce vor cu el, în funcție de ce își dorește piața, să ofere publicului produsul perfect. Noi, în schimb, ca oameni, ne naștem cu un ADN. Nu ne întreabă nimeni, ai vrea să te naști cu ochii albaștri? Ai vrea cumva să fii basketbalist și atunci hai să te fac de 1,90 m. Nu. Noi ne naștem cu niște atribute care există fără să le putem alege. De aceea, misiunea noastră atunci când ne creăm un brand personal este mult mai complexă, pentru că trebuie să lucrăm cu ceea ce avem. În al doilea rând, e vorba de mesaj și de target. Majoritatea brandurilor personale, brandurilor comerciale, au un target. Să zicem, femei din mediul urban, între 20 și 35 de ani, cu studii superioare. Ele își fac un mesaj, arată întotdeauna, mesajul acela arată întotdeauna la fel, no problem. Noi însă, ca oameni, nu ne adresăm numai unei singure categorii de vârstă sau unei singure categorii socioprofesionale. Pentru noi este mult mai greu să ne adaptăm, să știm să vorbim cu toate felurile de persoane
Iar mesajul nostru nu este întotdeauna perfect. Noi nu arătăm întotdeauna ca scoși din cutie. Uneori ne mai stă părul prost sau facem o gafă într-o ședință. Deci nu este același lucru ca a fi un produs. Și în al treilea rând e vorba de buget. Brandurile comerciale au la dispoziție milioane de euro să angajeze cei mai buni profesioniști care să creeze o imagine perfectă și apoi să cumpere spațiu publicitar peste tot. La metrou, la televizor, la radio, în reviste, pe internet, oriunde ne uităm, vedem același brand, același produs, ni se repetă până ne intră în cap și ceea ce este cel mai trist este că brandurile cele mai cunoscute nu sunt neapărat cele care oferă cea mai bună calitate, ci cele care au cele mai mulți bani. Cred că sunteți de acord cu mine. În schimb, tu ca om, da, când te promovezi pe tine, nu beneficiezi de același buget și de aceeași expunere. Este mult mai greu, trebuie să o iei pe bucățele. Trebuie să-ți faci un blog, trebuie să participi la o întâlnire de public speaking, trebuie să te oferi voluntar și este mult mai greu să îți construiești această imagine. Ce voiam eu de fapt să vă spun cu toate aceste lucruri? Nu fiți ca niște foi trase la fotocopiator. Este ok să fiți la curent cu tot ceea ce spun profesioniștii, personalitățile din business, dar nu luați totul de-a gata. Chiar și când o personalitate din domeniul vostru de interes emite un astfel o părere, cum ar fi acest articol de care vorbeam mai la început, aveți curajul să, dacă 1% din acel articol nu se potrivește cu ceea ce credeți voi, aveți curajul să îl puneți la, să-l puneți la îndoială. Este bine să ne inspirăm de la brandurile comerciale, însă dacă doar le copiem, în loc să fie Nike și Adidas, o să fie Mike și Abibas. De aceea, încă o dată, vă rog, nu fiți niște foi trase la Xerox și aduceți acel punct în care aveți ceva original de spus și un punct de vedere diferit. Mulțumesc!